Este alertă în lumea medicală din cauza așa-numitului sindrom al morții subite, înregistrat tot mai frecvent în rândul tinerilor. Specialiștii au aflat care este cauza principală. Cel mai adesea vorbim despre afecțiuni cardiace care fac victime cu precădere în rândul sportivilor. Specialiștii atrag atenția că o serie de teste și investigații preventive pot face diferența dintre viață și moarte. Sălile de fitness sunt pline de tineri încă de la primele ore ale dimineții. Puțini sunt însă cei care, înainte să se supună efortului fizic, au grijă să meargă la medic pentru investigații preventive. Contrar așteptărilor, afecțiunile cardiace apar mai nou chiar și înainte de vârsta de 40 de ani, avertizează doctorii. Este așadar vital ca, înainte de a ne apuca de sport, să trecem pe la medic. Cazurile de moarte cardiacă subită în rândul tinerilor stârnesc îngrijorarea medicilor. Vestea bună este că pot fi evitate. Se ajunge la teste specifice pentru a vedea într-adevăr dacă există un risc pentru atleți și pentru a preveni în definitiv moartea subită cardiacă, a declarat medicul cardiolog Ștefan Buznat. În urmă cu doar câteva zile, un bărbat de 35 de ani a murit subit după ce s-a antrenat la o sală de fitness de lângă București. Acestuia i s-a făcut rău la volan în timp ce mergea spre casă, relatează Antena 3.ro.